Jaja, Bajola, Baba! Salutare tuturor! Steve sunt alături de voi. Astăzi la Viața Bate Filmul vorbim despre astrologie, astronomie, horoscop. Da, este o emisiune de tip foileton care mi-a plăcut și vreau să aud răspunsuri din astea diferite până la urmă. Și cel mai important lucru, oare s-a mai prins lumea ce este flacăra aia violet despre care se tot vorbea? Nu, nu mă interesează. De fi sănătos. Ceva despre stele. Care se ocupă cu studiul stelelor. Astrologia se ocupă cu planete. Și se ocupă cu astrele. Și e o știință care se ocupă de astre. O știință. E, nu știu, nu am ajuns încă la... Încă sunt mică. Chestiile astea, am înțeles. Da. Okay. Nu mă interesează. Despre univers? Așa. Ceva asemănător. Astronomia cu altceva. Cu evoluția acestor astre, bănuiesc. Tot o știință. Nu, nu, n-ascult. Nu mi se pare ceva interesant. Nu, nu cred, nu cred. Nu cred că, na, fiecare are lui, nu, problemele lui, na, ci din credință, dacă... Eu cred în Dumnezeu, în Domnul Iisus, în Dumnezeu, în asta cred, dar în asta nu cred. Nu. De ce? Pentru că nu e adevărat. Nu. Pentru că sunt convinsă că nu mi este scris în stele ceea ce trăiesc. Sunt 100% convinsă că pot să-mi croiesc singură drumul. Vrăjeală. De ce? Păi e așa, că nu cred. Nu. De ce? Consider că nu este reală, cum zic eu. Nu. De ce? Nu cred. Știu, nu. Nu știu, domnule, nu știu. Asta nu știu. Nu știu. Nu? Da. Nu știu și nu cred că îmi face viața mai ușoară să știu. E ceva cu chakrele, cu mai multe chestii. Da, da. Este o perioadă a individului sub nivelul mediu al lui. Deci în momentul când, probabil, psihologia lui cade spre zero. Biorismul? În organism. Așa. Eclează. Nu. I-am pierdut complet. Nu, abar nu am. Nu știu de asta. Deci un răspuns așa, sigur n-am înțeles, că unii aveau o părere, alții alta și n-am înțeles. N-ai ajuns la o concluzie. Da, știu că se vorbea mai ales când a fost o problemă politică, dacă mi-amintesc eu bine, deși nu prea mă uit la televizor, dar nu mă fascina și nici nu mă interesează, încerc să nu-mi umplu capul cu informații care nu mă ajută. Flacura violetă, da, cu norocul și... S-ar putea să fie ceva de capul ei. S-ar putea. Nu sunt sigur, dar cred că ceva s-ar putea să fie. Nu, domn Romano. Nu mi-am explicat, nu am înțeles de la nimeni, nu știu despre ce vă rog, flacra. Am văzut la ăștia prin diverse manifestări publice, nu? Nu știu ce. Asta e în politică, nu? Da, dar nu ține de politică, da. Nu pot să-mi dau seama. Culoarea unei flacre. Marele avantaj este că acum putem căuta orice pe internet. E simplu. Vrei să știi ce e astrologia? Google it. Vrei să știi ce e astronomia? Bing it, ca să nu zicem că facem reclamă. Vrei să știi ce e flacăra violet? Yahoo it. Adică e simplu. Introduci niște caractere acolo, pac, și internetul îți spune. Acum sperăm la un moment dat să nu se infesteze de informații greșite, nu de virus, internetul ăsta. Că se cam întâmplă treaba asta. Dar încă lucrurile stau bine. Marea parte a oamenilor doresc să prezinte informații valide. Ceea ce rezultă implicit în căutare la niște informații valabile, pentru că motorul de căutare nu scoate decât informațiile care sunt găsite în cele mai multe lucruri. Ba chiar poți să folosești în momentul de față un motor de căutare ca să-ți răspundă în anumite condiții chiar mai bine decât Dex-ul românesc. Știți? Dicționarul nostru. Da, na. Așadar, căutați flacăra violet, ce înseamnă. Dacă aveți idei, păreri, vă așteptăm pe vbf.ro, pe Facebook, pe Viața Bate Filmul sau trimiteți SMS-uri la numărul pe care îl știți. Pentru Viața Bate Filmul, Steve. Mă duc să mă joc cu flacăra violet. Nu le știu, sunt începător.
Indiferent de nevoile și dorințele pe care le ai, câteodată puțin ajutor îți aduce multă bucurie. La CEARE Învățământ Fălticeni ai acum cele mai flexibile împrumuturi, iar pe lângă asta, aprobare la dosar pe loc, dobândă fixă și rambursare în 10 ani. CEARE Învățământ Fălticeni, pentru salariați și pensionari din orice domeniu de activitate, cu agenții în întreg județul Suceava. CEARE Învățământ Fălticeni, pentru salariați și pensionari din orice domeniu de activitate, cu agenții în întreg județul Suceava. Fiecare vin are o poveste de spus și când este servit cu o delicatesă culinară, povestea atinge sensibil papilele noastre gustative. Te așteptăm la Real Suceava cu vinuri alese. Am învățat de la cei mai buni povestea vinurilor premium în combinație cu cele mai rafinate mâncăruri. Real Suceava are pentru tine sticle de vin premium la un preț corect. Cadoul perfect pentru cunoscători ai poveștilor vinurilor. Real. Facem totul pentru gustul desăvârșit.